Uitându-ne în jurul nostru, ne vedem ajunși într-o societate a spectacolului care ne atrage și care urmărește prin diverse strategii să ne fure focalizarea, să fure închinarea, să distorsioneze, să falsifice identități, cu atât mai mult acum într-o lume guvernată de social media. Ne aflăm în contextul societății pluraliste contemporane care dorește să ne definească în raport cu lucrurile materiale. Însă, mai mult decât atât, aceasta dorește ca printr-o, să zicem, pseudo-definire să ne pierdem adevărata identitate. Prin faptul că societatea încearcă să definească identitatea omului raportându-l la lucrurile efemere, îi distruge adevărata identitate. Astfel, putem înțelege că identitatea dată de societate este la fel de trecătoare pe cât sunt de trecătoare și lucrurile prin care societatea definește identitatea unei persoane.